Mă auziți bine, nu? Te aud și te văd, dar dacă vrei poți să te prezinți și să zici care e problema. Da, da, da. Eu mă numesc Ioan Dumitru Eugen. Sunt de cetățenie română-franceză. Am 29 de ani, sunt din municipiul Dumitru Severin. Am luat cetățenia franceză acum 2 luni de zi aici, la Nantes. Tribunalul de mare instanță de Bobigny mi-a acceptat naționalitatea franceză, având în vedere că sunt de 15 ani pe teritoriul Franței și am justificat cu impozitele plătite pe teritoriul Franței, cu școala, cu facultatea, cu tot ce s-a făcut aici și s-a aprobat naționalitatea franceză. Acum eu m-am stabilit definitiv aici, am vândut tot de la Drobeta Tunoseverin, de unde sunt eu, și am încercat să renunț la cetățenia română. De ce? De ce? Să vă explic. Având în vedere că când avem două cetățenii și lucrăm în Franța, deci fiind cetățean român și chiar și francez și lucrez în Franța, ți se oprește o taxă de 6% de către statul român. Deci se oprește o taxă care s-a dat lege încă din... Se oprește taxă din ce? Dacă primești salariu în Franța, îl cheltui în Franța, statul român de unde ți oprește taxă? Din ce? Din salariul care lucrez. Cum? Dacă bine, nu ai cont bancar în România, banii primești pe card în Franța, nu? Și îi cheltui tot în Franța. Imediat vă arăt justificativ. Am documentele, fișa de plată, care spune clar aici, tot spune. Francezii sunt oameni care, înțelegeți, mai ales NCF-ul. Nu avea rost să economisești, să renunți la o cetățenie. Am zis să renunț la cetățenia română pentru că nu-mi este de ajutor. Nu-mi este de ajutor. Atâta timp cât eu am cetățenie franceză, ce mă întrebe cetățenia română? Mm-hmm. Eu sunt stabilit definitiv aici. Și ați reușit? Ați rezolvat? M-am prezentat la evidența persoanelor la Drobeta Tunoseverin și din păcate nu am reușit să primesc dosarul. Am plătit taxele care se plătesc. Am plătit 615 euro pe loc acolo. Dar de ce euro, nu lei românești, nu taxe românești, nu taxe de stat? Nu, eu am avut euro la mine. Eu am avut euro la mine și ei m-au întrebat: "Cum vreți să plătiți? În euro, în valută sau în lei?" Și eu am spus: "Domne, dacă tot am euro la mine, plătesc în euro." Înțelegeți? Și asta e taxa oficială de renunțare la cetățenie. Taxa lor care mi-au cerut ei. Nu știu dacă e oficială, neoficială. Nu, dar v-au dat un bon de casă, v-au dat o chitanță că au încasat oficial banii pentru renunțare la cetățenie, nu? Nu mi-a dat nicio chitanță, mi-a trecut pe o hârtie, pur și simplu o hârtie bătută la calculator și pusă ștampila... Păi asta e o chitanță. Asta e document oficial, asta e dovadă că au încasat banii oficial. Dacă e pusă și ștampila, e scrisă la calculator, acolo probabil e un număr, cod fiscal și tot așa. Da. Oho, cam scumpă renunțarea la cetățenie. Și gata, acum sunteți numai cetățean francez. Sunt cetățean francez și sunt și român, dar nu reușesc să renunț la cetățenia română. Am dat dosarul și când am plătit taxa, am plătit, că m-a întrebat, am avut o locuință în Drobeta Tunoseverin. Și vedeți, doamne, ei s-au legat de locuința mea care am avut-o eu, că nu am plătit impozitul la ea. Dar eu am vândut locuința aceea. Eu am vândut-o. Ce treabă? Eu nu mai sunt proprietar. Și acum trebuie să plătească impozit de cel care e nou proprietar, da? Dar normal. Notarul a fost de vină. Aici n-am fost de vină eu. Deci impozitele nu erau plătite de până la vânzare sau de după vânzare? De după vânzare.
Deci de după vânzare. N-ați avut contractul, să-l arătați, să spuneți că iată, din data aceea nu mai sunt eu proprietar? Am arătat hârtiile de la notar, de la doamna Pătrașcu. Și din păcate am spus să mă duc să-mi plătesc datoriile, să renunț la cetățenia română. Dacă bătesc numele meu pe internet, găsiți că eu cred cu o firmă de servicii funerare. Da, într-adevăr, am o firmă de servicii funerare, am avut-o în Drobeta Turnul Severin, dintre care eu nu mai am această firmă pentru că nu am mai fost în România, ca să mă ocup de ea. Ei, dar sunteți mulți cu numele ăsta, nu cred că găsesc. Găsiți-mi pe strada Ponoare, numărul... Deci, în Prahova sunt mulți, nu contează. Bun, și cei cu firma de funerare, și pe aia ți-a închis-o, nu? Și pe aia am închis-o și s-au legat și acolo de niște taxe. Le-am plătit și pe acelea. M-am dus la Camera de Comerț și am plătit tot. O sumă de 1200 de lei. Și acum nu mai pot să mai mă recuperez. Pe mine mă interesează dosarul, să-mi dea dosarul pentru ca să le dau buletinul românesc și să mă anuleze ca cetățean român. Dar văd că apare o firmă de pompe funebre cu numele Eugen Mondial. Este a mea, da. Este a mea. A fost. E pseudonim scenic sau cum? Eugen Mondial Servicii Funerare, da. Aha, ok. Fain. Bun, deci e greu să scapi de cetățenia românească. Unii și-o doresc foarte mult și așteaptă, trec prin multă birocrație, cheltuieli și suferință până o obțin. Dar dumneavoastră v-ați născut cu ea și nu puteți scăpa de cetățenia românească acum când aveți și altă cetățenie mai bună. Da. Uitați și dumneavoastră, complementare tranșa 1 de către statul român, care oprește ei, mi-a oprit 174,76 € pe fiecare lună. Oprește. Imediat, cum fac eu să dau camera pe hârtia asta? Trebuie să schimbați direcția, probabil camera cealaltă. Nu văd, aici în Skype îmi pare că nu este să schimbi camera. Nu puteți schimba camera. Pare. Sau poate din 3 puncte? Nici nu văd unde dau cu camera. Nu, din 3 puncte nu putem schimba. No. Nu putem schimba, îmi pare rău. 4,76. Pe fiecare lună care mă oprește complementarul tranșa 1 statul român. Mm-hmm. Deci statul român e... Dar statul francez nu cred că nu percepe impozite și taxe, nu? Nu-i la fel de... Absent. Sunt de acord pe teritoriul lor, pentru că aici așa stau, aici am casă, aici am tot. Dau eu la român banii ăștia, pentru ce? Că au ei guvernamentală lege și făcută pe spatele la români. Deci nu vrei să plătești taxe la două state. Da, eu nu-mi convine lucrul ăsta. 174,76 € pot să dau la fetița mea să mănânce. Pot să-mi iau haine la copil, să îmbrac copilul sau să-i dau lapte la copil. De bani. Sunteți cu familia acum. Da. Îmi pare rău. Eu am înregistrat discuția, dacă vreți să o facem publică, și încercăm să facem presiuni prin opinia publică spre autorități ca să reducă din birocrație și din restricții, ca oamenii să... Evident, s-a răspuns la Drobeta Turnul Severin. Mi-au pus mie sulan cu asta că, domne, să le dau explicații de ce doresc să renunț la cetățenia română. Și eu le-am explicat, oameni buni, eu sunt cetățean francez, le-am arătat buletinul francez, nu mă interesează această cetățenie, nu mai convine să mai plătesc taxe pe teritoriul ăsta, atâta timp cât nu mai stau aici. Eu m-am reintegrat pe teritoriul Franței. Eu nu mai am nicio treabă cu România.
E ciudat ce trebuie să justifici, de ce vrei să renunți la cetățenie, tot în lege scrie asta? Nu trebuie să justifici, dar întrebările ăștia mi le-au pus acolo. Am, de acord, puteai să răspunzi, puteai să nu, dacă nu era obligator. Nu, dar având în vedere că ofițerul de stare civilă nu a vrut să-mi dea dosarul, nici eu nu mai puteam să mai stau, că plăteam hotelul 100 de lei. Păi ce e? Dosarul trebuie să vi-l dea sau certificat că nu mai sunteți cetățean? Nu, să-mi dea dosarul. Cu adeverință dosarul. Ceva. Cu adeverință eu le dau buletin și dosarul. Și automat se depune la București. Deci se face un dosar acolo, în localitate, și după aia cu el mergi la București să renunți la cetățenie. Vai de steaua mea, ce complicat. Vous êtes en direct. Je parle avec la télé. Non, ce que je veux, c'est que je me sens entendu. Vous mettez des écouteurs. Oui, je sais. Pas d'écouteurs. Pas de problème. Pas de son. D'accord, monsieur? Pas de problème. Voilà. Je reviens pas une deuxième fois. Ok, c'est bon. Non, d'accord. C'est... E un regulament aici că n-ai voie să... fără căști. Hai să nu faci zgomot, am înțeles. Bun, hai să încheiem interviul, o să mai revenim la tema altă dată când n-o să fie în gara. Nu e o problemă că pot să mă retrag. Eu pot să mă retrag, am venit la birou. Nu e problemă. La birou aici, jos. De aceea am spus că nu este bine ce face statul român cu noi, pur și simplu. Evidența persoanelor face niște abuzuri în serviciu care... Și să vă mai spun ceva, niciodată România nu va scăpa de corupție. Eu, de fiecare dată în România, am fost nevoit să dau 20 de euro, 30 de euro la vamă. Deci văd că România tot în jos merge, tot în jos. Eu nu știu ce fel de plăți ai făcut la vamă, dar presupun că erau taxe ilegale, neoficiale. A fost mită, șpagă, nu? Normal că ăștia sunt, da. Păi de ce ai dat? Pentru că mi s-a cerut. Și ca să trec vama, n-am avut un control. Păi poate aveai ceva neregulă cu actele, cu bagajele. Am avut nimica, am avut testul COVID făcut. Am testul COVID făcut. Ale mândouă vaccinuri și vedeți, doamne, ei mi-au cerut și a treia vaccinare și am spus a treia vaccinare încă nu s-a dat în lege ca să ne oblige cineva să o facem. Nu este obligatorie, ciudat. Păi, și atunci am fost nevoit să scot 20 de euro ca toată lumea, pentru că s-a făcut chietă de autocar, să dau câte 20 de euro și gândiți-vă, erau vreo 80-90 de oameni în autocar, câți eram. Foarte grav. Da. Și asta când se întâmpla? Recent? Sunt 3 săptămâni. Deci sunt 3 săptămâni. Pare rău să aud asta. Așa, cazuri trebuie documentate, eventual filmate pe ascuns și denunțate la DNA, la poliție, la... Cum e, dumneavoastră sunteți legal. Când faceți filmări și astea, sunteți legal. Pe dumneavoastră nu poate să vă dea... Dar eu, dacă toată lumea are dreptul că e libertate de exprimare. Eu sper să nu știu, sper să mă ajutați dumneavoastră dacă nu s-a făcut dreptate până acum, să mă rog. Că toată lumea spunea seara că sunt rus. Spunea că sunt rus, spunea că nu știu ce spunea domnul acela. Da, în live-ul acela în care ați comentat și a spus pe scurt situația asta, lumea presupunea că nu e adevărat cum, de ce ar vrea un român să renunțe la cetățenie română, pentru că Franța nu-l obligă. Sunt unele țări care te obligă să renunți la a doua cetățenie. Da, Franța nu te obligă și atunci de ce ai renunțat la cetățenie română? Și ei se întrebau oare de ce. Acum, iată, dumneata a explicat și a devenit clar. Da. Eu de-aia v-am sunat, v-am contactat ca să vedeți cu adevărat care e problema. Deci mie nu-mi consta, îi dau 174,76 de cenți la statul român.
Deci mie din salariu, din salariul meu de 1842 de euro care iau pe lună, cât e 1842 scrie pe fișa de plată, ei îmi trag 1174,76. Deci exact. 174 de euro să luăm de la fiecare angajat român care este în străinătate, asta e o... Înțelegeți? Am înțeles. Mulțumesc pentru relatare. Ținem legătura, mai vorbim. Da. Ok. Sper să băgați dumneavoastră acolo pe internet. Bag. Ok. Mulțumesc frumos. Bun.